Am vrut să desenez mai frumos decât Leonardo da Vinci, să exprim frumosul nu prin materie, ca el, ci prin armonie, prin ritm și corespondențe. Dar toate acestea reprezintă o năzuință. Cândva, la întrebarea care este pictura pe care o prefer, am răspuns, aceea pe care aș fi vrut să o fac. Sunt vorbele pictorului Teodor Paladi, figura aparte în peisajul artei românești. Născut la Iași la 11 aprilie 1871, Paladi aparține prin origine unei familii de boieri moldoveni, străbunicii din partea mamei fiind marele logofăt Nicolae Cantacuzino și Elena Sturza, iar cei din partea tatălui fiind înrudiți cu familiile Ghica și Șuțu. De aici orgoliul și izolarea sa aristocratică în artă. Studiile liceale, începute la 12 ani, le-a urmat în București, la Liceul Sfântul Gheorghe. Profesorul de desen de aici, tirolezul Fidelis Valch, a intuit talentul său special pentru pictură și i-a dat lecții particulare, și de desen, dar și de scrimă, și l-a convins să devină vegetarian, Paladi fiind toată viața un cumpătat, un auster, pentru care nici deliciile culinare și nici materia opulentă sau planturoasă n-au reprezentat niciodată nimic. Vreme de 2 ani, între 1887 și 1889, a urmat cursurile politehnicii din Dresda. O abandonează și din 1889 lucrează la Paris, în atelierul lui Armand Jean. Apoi, din 1891, se înscrie la Școala de Bele Arte, unde îl are ca maestru pe Gustave Moreau. Ucenicia lui Paladi pe lângă Moreau i-a marcat puternic gândirea despre artă. După moartea lui Moreau, mai rămâne 2 ani în atelierul acestuia, după care părăsește școala. În 1904 expune pentru prima dată în țară. În 1920 deschide prima expoziție personală la Paris. Repertoriul tematic al lui Paladi este în perfectă concordanță cu viața sa retrasă, adică specific poeziei și artei intimiste. Așa cum observa Raul Șorban, unul dintre cei mai avizați exegeți ai lui Paladi, orizontul pictorului s-a îngustat tot mai mult odată cu înaintarea în vârstă a acestuia. La început a pictat peisaje și chiar nuduri în plin aer, apoi, parcă șovăind, s-a retras în odaia sa, lăsând o fereastră deschisă spre priveliștea familiară din față, ca pe urmă să închidă și fereastra și, în sfârșit, să tragă perdelele pentru a nu risipi cumva intimitatea vibrațiilor lăuntrice.